Sănătate, Doamne ajută, oameni buni, mamă ce revolt. Bine v-am găsit la episodul numărul 2 din Carantunes. Astăzi facem ce am făcut și în primul episod, și anume luăm lucruri din apartament și le înregistrăm la microfonul ăsta. Mi-am adunat aici câteva obiecte. La unele din ele am renunțat pentru că am încercat odată să filmez și ieși de căc. Ce? X9 și mi-am ales rivalul lui TikTok, un ceai pentru un somn mai ușor, o cutie, mai avem un pahar plin cu apă în care o să încerc să fac efectul ăsta, pe care nu reușesc să-l fac acum, dar o să reușesc să-l fac mai târziu, o să vedeți. O să încep cu ceaiul ăsta ușor, sper să iasă la fel de ușor și în FL Studio. Tempo. Ceva, George? Nimic. Ai nevoie de un personaj comic? Am nevoie de un sunet. Am dus să aduc un kick. Ai un kick? Da, am. Am bun, mersi. Unde e microfon? Aici. Aaa, ce șmecher. Ai și shutter din ăla să facă trrrr. Da. Da? Tragi un din ăla dacă te rog. Fii atent, mă. Dai cu flow din ăla de trap. Stați în casă, stați în casă. Să bloca mouse-ul. Îmi trebuie un kick. Arată-mi un sunet, kick. Păi uite, eu am făcut așa data trecută, dar nu m-aș folosi iară de mine. Ce să folosim? Hai că nu se caut un kick. Sănătate, mersi. Ai mă, nu mă nebuni. O să facem un beat fotografic. Bă, mă enervează deja asta. Am ginit o baterie jos. Bun. Deci că ronță-i cineva chipsul. Ai găsit un kick? Da, am uitat. Fa! Stai mă să încerc cu asta, de fapt, că cred că ar funcționa. Ia să vedem. Nu știu ce să zic, dar vedem acum. Așa. Asta numai kick nu-i. Asta o să fie snare. Știu din ce fac un kick. O să încerc de fapt să fac un kick din asta. Am aici o sticlă goală de plastic. O să încerc să fac din ea un kick. O să încerc să fac din ea un kick. Ia să văd. Nu, ăsta e oribil. Îl voi folosi ca și snare. Pam, pam. Ok. Kick, 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 kick. Kika. Ia să vedem. Ia să vă sunetul ăla, mă ajută la ceva? Ia să vedem ce se întâmplă aici. Bounce. Mm. Ia uzi, l-am ginit. Tu ești interesant. Și ești interesant chiar acolo. O să te păstrez acolo. Pac, pac, avem 3-4 sunete luate din sticla goală. Ăsta e. Direct kick. A, uite, pot să fac ceva sunet melodios din ăsta, dacă stau bine să mă gândesc. Bun, acum că am stat bine să mă gândesc, ia să vedem. Ok, sună interesant deja, pentru că nu pot să las beat-ul așa. O să încerc să fac chestia asta, pe care nu știu să o fac, băga mea. Hai mă, cum funcționează. Opa! Să vedem ce am prins. Nota bună să văd. Pac, aceeași mecherie pe care v-am arătat-o. După aia, la duceți asta înapoi. Nu vă speriați dacă merge asta până în distors. Ideea e să sune bine la sfârșit, nu să... Ah, ok. Schimbăm filmul. Ești pregătit? Da. Mamă. Ce simt? Mai dă o dată. Îi mai dă o dată, mai dă-mi o idee dacă să mai pun ceva. Mai dă o dată, o trompetă îi mai trebuie. Tu ai treaba acum.
Faci-o din aia? Fac, hai. Faci? Faci tu pe game, pe note mai. Păi da, 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 tu nu mă atrage câte din astea vrei și... Am încredere că iese din orice sunet ceva. Uite, de exemplu ăsta... Fii atent! Poți să-mi tragi aici niște sunete, fac un pachet și le vând. Hai de pula mea! Și astea dacă le pui aici, în gross beat ăsta, și pui sidechain... Tu îți dau un fluierat. Perfect. Damn! Lux, mă! Lux, mă! Iată cum te joci cu asta. Hai că eu sunt curios de la final, că mă duc să mă spăr pe mâini. Da, așa, bravo, bravo! Părăți-vă la pulă, băi, jegoșilor! Cum vine să cremă ce iese iară. Episodul 2 se dovedește a fi un nou succes. Rămâneți că o să mai fac, că e tare, e Caterinca. Sunt mult mai entuziasmat acum. Maestre! Ce faci, mă? Cam aia. Gata, emisiunea. Gata. Da. Vreau să vă spun că sunteți cei mai tari. Ciao, bă. No, ne auzim, plec din casă. Mersi mult. Oameni buni, vă mulțumesc că ați urmărit episodul numărul 2 din Carantunes. Urmează și al 3-lea, și al 4-lea, și al 5-lea. Asta, dacă vă place, o să continui să le fac. Sănătate, Doamne ajută!